În prima parte a reportajului nostru, am vorbit despre circumstanțele în care autoritățile române ale anilor 1870 au bătut la ușa celebrului inginer francez Gustave Eiffel pentru a încredința construcția podului de peste Prut. Am arătat atunci că o primă tentativă de realizare a podului de cale ferată, executată în 1875 de inginerii țarului, a eșuat în chip lamentabil chiar în iarna care a urmat. Pricina, așa cum ne-a explicat Pendelete Mircea Dorobanțu, șeful Direcției Muzeistice și Documentare din cadrul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, a fost materialul utilizat la realizarea podului. Lemnul, mai precis, folosit de sovietici la construcția punții care urma să facă legătura între Iași și Ungheni, este cel care nu a trecut testul de rezistență al unei ierni extrem de aspre. Ca urmare, podul s-a prăbușit și odată cu el și speranțele Imperiului Țarist de a avea o cale sigură de acces spre centrul și sudul Europei, în viitoarele campanii militare care se anunțau furibunde. A fost momentul în care partea română a decis să pună piciorul în prag și să apeleze la serviciile marelui Gustave Eiffel. Iar Gustave, al cărui nume era rostit de buzele mai tuturor europenilor, atunci când venea vorba despre realizări durabile și sigure în domeniul construcțiilor de poduri, și-a demonstrat încă o dată valențele inginerești remarcabile. Din păcate, conjunctura istorică de mai târziu, mai exact din timpul celui de-al doilea război mondial, a impus distrugerea cu bună știință a impunătoarei construcții metalice, făurită de mâinile pricepute ale legendarului inginer francez. Această linie a avut o importanță foarte mare din punct de vedere al transportului militar, să nu uităm că vorbeam de 1877-1878, războiile balcanice. Iată deci că trupele ruse aveau neapărat nevoie să circule pe această linie. În plus, podul a fost folosit, a fost inaugurat, a fost bine realizat, dar din păcate, ai spune și cel de-al doilea război mondial. În perioada 1941-1943, când trupele germane au trecut Prutul pentru a ataca Rusia, știind că s-au dus lupte până aproape de Odessa, și chiar mai departe, în acel moment a fost necesară bombardarea podului. Tocmai pentru a se opri transportul de muniție, de trupe, de echipamente militare și toate cele necesare unui front. După ce a fost bombardat, s-a construit un alt pod, când s-a revenit la situația de pace, s-a construit un alt pod și pe acest pod se circulă și astăzi. Acel pod, nu iertați, acel pod respecta tehnologia și principiul arhitectural impus de Eiffel sau da, era... Categoric. Categoric, dar oricum acel pod nu mai putea fi păstrat decât eventual ca monument. În primul și în primul rând, dacă acel pod a fost păstrat, haideți să ne gândim în zilele noastre. Pe acel pod, sau în acea zonă, trecerea Prutului, se face cu locomotive atât din Republica Moldova, cât și din România, sau poate trece și într-un sens și în sensul celălalt. Interesant este că nu avea cum să știe un stată pe ce tonaje vor fi peste 100 de ani. Deci iată că nu avea cum să calculeze. Deși, inginerul Angel Salini, care a construit Prutul la Cernavodă, a supradimensionat construcția vis-a-vis de vehiculele feroviare care existau la momentul respectiv, tocmai în ideea că dacă se va dezvolta, sistemul și locomotivele vor fi mai mari, vor fi mai grele, atunci se poate să folosească Prutul în timp îndelungat, fără să fie nevoie să construiască un alt Prut mai mare sau mai mare. Pe același principiu, aici a fost construit de către antreprenorul lui Gustave Eiffel acest pod. A fost în exploatare, dar chiar dacă ar fi rămas nebombardat, acest pod urma să fie locuit un alt pod. Așadar, mai puțin de 7 decenii a rezistat podul de peste Prut, construit după planurile lui Gustave Eiffel. Și nu pentru că celebrul arhitect ar fi dat greș în schițele și calculele sale de plan, ci pur și simplu din exact aceleași rațiuni militare, care, în mod ironic, au dictat realizarea, între 1875 și 1877, a ceea ce astăzi numim Podul de Flori. De altfel, pentru că tot vorbim despre modul în care Gustav și-a dus la bun sfârșit misiunea de construire a punții de metal de peste Prut, să spunem că francezul a utilizat în totalitate oțel de fabricație românească, realizat în laboratoarele de la Reșița și Govășdia, după rețeta inginerului român Gheorghe Pănculescu.
Ani mai târziu, când avea să-și pună semnătura pe cea mai importantă lucrare a sa, turnul parizian Eiffel, care i-a adus covârșitoare faimă și recunoaștere internațională, Gustav avea să folosească, potrivit istoricilor, exact aceeași tehnologie brevetată de Pănculescu. Altfel spus, cele 18.038 de piese și 2,5 milioane de nituri utilizate la construcția impunătorului turn din centrul Parisului au fost confecționate din oțelul românesc provenit de la cele două fabrici de renume din România. Revenind la povestea podului de flori, așa cum a rămas în istorie puntea metalică ce unește Iașiul românesc de Ungheniul basarabean, să amintim și faptul că una dintre marile probleme ale construcției proiectate de Gustav Eiffel a avut legătură cu tonajul componentelor feroviare care urmau să traverseze respectivul pod. Iar tonajul adus în discuție impunea la rândul său anumite reguli în ceea ce privește ecartamentul căii ferate. Un ecartament pe care, așa cum ne-a mărturisit deja directorul Mircea Dorobanțu, Gustav nu avea cum să-l ia în calcul, dar al cărui secret, la 60 de ani distanță de momentul în care oamenii lui Eiffel montau primele șine de cale ferată pe podul de peste Prut, inginerii români îl cunoșteau deja. Liniile au un ecartament, adică o distanță între ele mai mare. Tocmai din motive strategice s-a păstrat încă din vechime acest principiu ca trenului să nu poată trece dintr-o parte în alta din cauza diferenței de ecartament. Interesant este că până în anii 60, chiar vorbeam cu cineva ăsta care a aflat aceste vremuri, era linia de ecartament larg de la Ungheni până în Gara de Iași. Deci puteau să vină trenurile de la Chișinău pe ecartament larg, fără să mai schimbe aparatul de rulare, adică vorbiul și cuvântul respectiv, până în Gara de Iași. Ulterior, această linie de ecartament larg a fost restrânsă și linia s-a normalizat, dar există în continuare linie largă până în Iași la Socrani, pentru că știu, este acel tren care vine de la Chișinău până la ea și circulă zilul care este pe ecartament larg. Cum asta este sensul circulației, dar nu se mai înlocui roțile și bordură la frontieră cu pietrea de timp respectivă pentru 29 km. Și atunci, din motivul ăsta, s-a păstrat linia de ecartament larg până în Iași la Socrani. Interesant este că acest pod este, care este astăzi este gândit pentru două ecartamente. Și de ce spun că este interesant? Odată este vorba de gabarit. Deci gabaritul sovietic, cum este în Republica Moldova, este mult mai mare, adică circulă niște vagoane și niște locomotive atât mai late cât și mai înalte, pentru că trebuie să treacă pe acest pod. Da? Din punctul de vedere al ecartamentului este o problemă, pentru că dacă avem două linii care sunt suprapuse, practic este o singură linie, dar este cu patru fire. Când se circulă pe largă, se circulă pe două, când se circulă pe linie normală, se circulă pe celelalte două șine. Dar nu sunt una în gata, ci sunt una deasupra celelalte. Practic apare o descentrare a acestui tabloar, pentru că niciuna nu este în axul podului. Orice fel de linie, dacă are un singur, orice fel de pod care are o singură linie, axul liniei este în axul podului. Deci este o descentrare. Sigur, asta se poate prevedea din calcul, se poate vedea cum se realizează, nu este o noutate, s-a mai construit și în alte țări, dar este o particularitate a acestui pod, pentru că el trebuie să suporte ambele trenuri, ambele șine principale. Mai simplu spus, să înțeleg că acea linie de care ferată este strâmbă sau deviată de la axul podului. Și pentru un sens, și pentru linie normală și pentru linie. Devierea de care vorbește directorul Dorobanțu a liniei de cale ferată de la axul podului a rezolvat în cele din urmă atât problema tonajului, cât și pe cea a ecartamentului. Cel puțin din acest punct de vedere, podul care unește astăzi la Ungheni Prut, România de Basarabia istorică, este mult mai solid și mai fiabil din perspectiva traficului feroviar decât cel construit în 1877 de Gustav Eiffel. Cu toate acestea, la vremea respectivă, marele inginer francez luase și el în calcul, ce-i drept unul aproximativ, de vreme ce nu avea cum să știe cu exactitate care vor fi dimensiunea și greutatea viitoarelor mijloace de locomoție feroviare, principiile unui ecartament de calitate. Toate legăturile între Imperiul Țarist, care dintotdeauna a avut ecartament larg, și restul Europei, nu se puteau face decât pe această linie, în limbaj feroviar se numește linie întelecată. Deci este o linie care permite circulația fie pe largă, fie pe normală, fără înlocuirea roților. Dar este o construcție care permite ca cu un singur pod să rezolvi ambele probleme, și pentru linia normală și pentru linia largă, cu reducerea costurilor. Interesant este că după primul război mondial,
pagubele care au fost suferite de către statul român au fost însemnate. Ca să vă dați seama, au fost distruse foarte, foarte, au fost distruse foarte multe lucrări de artă, semen, poduri, tunele, viaducturi, etc. Și foarte mult material rulant, foarte multe locomotive și vagoane. Ca să vă imaginați, linia a fost lărgită, adică făcută pentru ecartament larg, până aproape de Buzău, tocmai ca să putem să închiriem de la Imperiul Țarist vagonul de ecartament larg, pentru că nu aveam de ce să cerem. Să nu uităm, această cale ferată trecea pe unul, din gara Vrămărășit. Mai nevoie de o explicație. Este în lume ce bătărie a putut să fie acolo și ce distrugere a putut să fie. E, acest pod, la vremea respectivă, având traverse de lemn, prin șaza are traverse, dar podul vechi, mă refer, având traverse de lemn, a existat posibilitatea să poți să pui și linie de ecartament normal și linie de ecartament, dar pe același pod. Punem punct aici poveștii noastre de astăzi despre podul de peste Prut, conceput cu mai bine de 150 de ani în urmă de unul dintre cei mai mari incineri francezi ai tuturor timpurilor. Nu ne despărțim însă de personalitatea covârșitoare a inginerului de geniu Gustave Eiffel, înainte de a face mențiunea că puntea din oțel care lega și o face încă în pofida vicisitudinilor istoriei teritoriul actual al României de cel al Republicii Moldova, pe atunci sub acerbă influență sovietică, nu este singurul edificiu construit în țara noastră de creatorul turnului parizian care îi poartă numele. Semnătura lui Gustave a fost pusă și pe realizarea din temelii a unuia dintre cele mai frumoase și cochete hoteluri din întreaga istoria Iașiului, Grand Hotel Traian, o adevărată capodoperă a creației lui Gustave Eiffel, care impresionează și astăzi prin stilul arhitectural neoclasic francez. Despre povestea acestui din urmă edificiu vom vorbi însă pe îndelete într-un viitor reportaj.